Site-urile care vând lucrări de licență, masterat sau chiar simple doctorate pot fi închise de către autorități în mod legal. Potrivit legii, cumpărarea sau vânzarea de lucrări științifice se pedepsește cu amenzi care pot ajunge până la 200.000 de lei. Începând cu data de 6 ianuarie, a intrat în vigoare legea numărul 427/2003, care sancționează dur cumpărarea sau vânzarea prin platformele online a proiectelor, lucrărilor de licență, de diplomă, de disertație sau de doctorat, ori altor lucrări în vederea promovării unor evaluări. Site-urile care au fost înregistrate și funcționează în scopul comercializării sau a punerii la dispoziția persoanelor fizice cu orice titlu a unor lucrări cu scopul de a fi folosite ca lucrări în vederea promovării unor evaluări lor pot fi amendate contravențional și chiar închise de autoritățile din domeniu, la sesizarea poliției. Legea numărul 427/2003 stipulează că achiziționarea sau vânzarea de lucrări științifice, referate sau de doctorat, ori în vederea promovării unor evaluări, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 de lei la 200.000 de lei. Totodată, actul normativ prevede că organizarea și derularea de către orice persoană unor activități de formare fără autorizație de funcționare provizorie emise de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și desfășurarea de activități educaționale în cadrul unor specializări, programe de studii neautorizate, se sancționează cu amendă contravențională de 50.000 de lei la 100.000 de lei. Conform legii, contravențiile vor fi constatate și aplicate de către ofițerii sau agenții de poliție din cadrul MAI, care au competențe în domeniu, la solicitarea motivată a unei instituții de învățământ superior. În cazul în care oferta de vânzare se săvârșește prin mijloace electronice, agenții constatatori ai MAI pot dispune și sancțiunea complementară a întreruperii de îndată a transmiterii într-o rețea de comunicație electronice a conținutului care face obiectul constatării unei contravenții. Totodată, legea mai prevede și amendarea cu sume cuprinse între 5.000 și 50.000 de lei a furnizorilor de servicii de găzduire sau a furnizorilor de rețele de comunicații electronice care nu pun în aplicare măsurile dispuse de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, relatează puterea.ro.